România este un stat suveran. Așa scrie în Constituție. Și aș vrea să nu uităm niciodată lucrul ăsta. În schimb, atunci când oameni politici, șefi de instituții, voci cunoscute ale societății, își sabotează cu bună știință țara prin declarații antiromânești prin acțiuni servile îndreptate împotriva intereselor noastre globale și naționale. În aceste situații pierdem suveranitate, pierdem independență, pierdem demnitate, pierdem respect și nu câștigăm nimic în schimb. Defăimarea propriei țări prin minciune este o faptă foarte gravă, care expune România la multe riscuri, care expune România la sancțiuni, la întârzieri și la a pierde unele avantaje. Atacul asupra propriei țări este o insultă la adresa tuturor românilor și trebuie să înceteze. Suveranitatea României este mai prețioasă decât orice luptă internă pentru putere, decât orice mic interes local. Și de aceea este nevoie să o protejăm și o vom proteja prin lege explicite dezbătute și votate în Parlament. Cu un respect foarte sincer, cu un respect profund îndatorat față de statele occidentale, care au contribuit și care contribuie la modernizarea noastră ca națiune, ca economie, ca societate și ca stat, afirm că desenul suveranității noastre naționale trebuie făcut în România și nu în afara țării. Noi, ca nație, vom fi respectați dacă nu vom confunda bunele relații cu servilismul. Și nu vreau să facem asta.